Băsescu, atac dur la PSD, Năstase, Voiculescu și Covesi, propunere explozivă în privința inspecției judiciare. Traian Băsescu a spus, la România TV, ce justiția a evoluat în ultimii ani în România. Fostul președinte a declarat, în același timp, însă, ce inspecția judiciară trebuie scoasă de sub controlul celor două sechiale CSM, dacă vrem să îi facă treaba cum trebuie. În 2004, justiția se făcea în sediul central al PSD, unde se discuta cui să îi se fac dosare. Adrian Năstase spunea cui să îi se fac dosare. Acum a ajuns la un nivel de independent absolut. Acum suntem într-o evoluție în care datorită independenței pe care n-au tiu să o preuiască, magistrai, procurorii au trecut la condamnări prin abuz de putere. Justiția în România nu s-a putut autocontrola. Acum încearcă PSD să o pun sub control. Lipsii de decen sunt cei care vor să pun justiția sub control. PNL și USR sunt la fel de lipsii de decen. Infractori condamnai de teapa lui Năstase sau Voiculescu încearc să se spele de lucrurile făcute de procurori. În același timp, doamna Covesi, în ciuda evidenelor, spune ce n-ai o instituie perfect. Nu știu dacă există în momentul de fa acoperi în justiție. În mod normal, n-au ce se caute. Inspecția judiciară trebuie scoasă de sub controlul celor două sechiale CSM, dacă vrem să îi facă treaba cum trebuie. Ar trebui să fie un echivalent al Curii de Conturi, a declarat Traian Băsescu, într-o intervenție telefonică, la România TV.